Spitalul județean din Slatina pierde aproape 50 de asistenți pentru că sunt obligați să se pensioneze. Activitatea în secțiile de chirurgie și orele va fi grav afectată. Aceste pensionări nu vor intra în vigoare de astăzi pentru că există posibilitatea de afectare a activității medicale. În 2-3 luni de zile vom găsi și soluții de redistribuire a asistentelor, astfel încât peste 2-3 luni, când vor pleca cele 46 de asistente medicale, se vor pensiona, activitatea spitalului să nu fie perturbată. Situația se regăsește în toate spitalele din județul Olt. La nivelul județului Olt estimăm un număr între 80 și 100 asistenți medicali din rețeaua sanitară publică. Dintre acestea, aproximativ jumătate sunt salariați ai Spitalului Județean de Urgență Slatina. Până acum, asistenții medicali puteau profesa până la vârsta de 65 de ani. Noua lege îi obligă însă să se pensioneze cu 3 ani mai devreme.